Alin și membru geospațial. În prezentarea mea vreau să vă atrag atenția asupra unei tehnici care cu siguranță vă poate ușura munca manuală de a vectoriza imagini satelitare. Așa. Prima motivare. Așa cum și colegii anteriori au menționat, pe internet, la diverse companii comerciale, chiar gratis, la anumite site-uri, la anumite instituții precum ESA sau ASA, sunt disponibile în ce în ce mai multe date satelitare. Un volum extrem de mare. Se spune că trăim într-o age of big data. Problema cu aceste date, diversitatea lor, atât senzorială, și volumul, respectiv rezoluția foarte înaltă la anumite date, nu permite o vectorizare ușoară. Trebuie un operator să piardă foarte mult timp ca să-și extragă datele, mai ales dacă, de exemplu, dorește o suprafață mare, analiză, nu știu, de exemplu, dorește să numere parcele, domeniul agriculturii sau, cum spunea colegul, să caute situri arheologice. Anumite pe spectrale sunt invizibile. Asta îngreunează și mai mult posibilă vectorizare manuală a acestor date satelitare. Aici, în slide-ul acesta, vreau să vă arăt. Noi sunteți familiari cu că ați văzut imagini satelitare. În stânga este o imagine... Aici. Asta este o imagine a NCP-ii, undeva luată în București. Asta este un Google, este un digital group. Respectiv, aici este un set de date, o scenă interesantă, este o imagine radar, foarte dificil de distins scopul de elementele pe imagine radar. Ca să vă faceți o idee, cam așa arată câteva seturi de... Așa. Și ca să trec direct la subiect, eu fiind pasionat de algoritmi de calculatoare, pentru algoritmi numerici, care rulează pe calculatoare, am descoperit un algoritm numit SLIC, acolo e denumire, e foarte sugestivă. Ce face acest algoritm? Practic, pleacă de la pixel, pixelul fiind elementul de bază al unei scene satelitare, și extinde, grupează pixelii care au aceeași semantică. Prin semantică înțeleg aceleași culori, sau dacă e o scenă multispectrală, aceleași amprente, aceeași lungimi de undă. Rezultatele sunt intuitive, vorbesc că intuiți că aceste mici poligoane sunt deja vectori. Sunt, zicem, gata vectorizați. Cum funcționează un astfel de algoritm? Cum spuneam, pleacă de la pixel de bază. Se aleg aleator, se împrăștie un număr de puncte care se pot impune. Pot să spun 1000, 10.000, în funcție de scena pe care o dețin. Iar aceste puncte sunt crescute. E greu. Aceste grupuri cresc până când asimilează toți pixelii. Deci, practic, nu rămân spații goale de aceste mici poligoane în ciclul lor de formare. SLICO, această variantă SLICO, este foarte rapidă. Deci, nu necesită un calcul foarte îndelungat. Mă rog, aici, în momentul când un poligon crește, se ia în calcul tot felul de... Niciodată, distanța euclideană între acele culori, care sunt niște intensități, dar sunt și penalizați. Deci ei nu au voie să crească prea mai departe. Astfel, încât
Segmentarea finală va fi una care seamănă cu pixele originale în carteziană, uniformă, dispersată pe scenă. Iată aici, cum spuneam, Slick, comparat cu alte încercări, alți algoritme, acest algoritm este unul din 2004. Cum spuneam, este cartezian uniform distribuit, dar în același timp, dacă observați marginile, urmăresc foarte bine conturul obiectelor. Și o să vedeți mai târziu, chiar și în marginile spectrale urmăresc foarte bine acolo, unde ochiul liber nu observă. Nu are rost să subliniez că psiche de departe superior, de exemplu, restul algoritmului, față de restul algoritmului. Unde polimanele chiar mai mult încurcă decât aici este Slick în acțiune, pe acea scenă, pe una necepei din București, pe zona București. Cum observați, foarte corect. Urmărește limita, limita între intensități și respectiv marginile obiectelor. Pentru un operator uman ar fi destul, chiar foarte greu de vectorizat astfel de scenă. Este drept că nu, deci, fiind că urmărește pixele foarte, foarte corect, anumite elemente pot arăta ciudat. Această margine trepidează. Dar asta e. Pe realitatea din internet. Aceste polimane pot fi ușor grupate. De exemplu, un QGIS sau un softul dumneavoastră favorit de editare vectorială. Se pot face ușor grupa, abonda unei clase, să spunem, nu știu, vegetație, asfalt, clădire. Și foarte rapid puteți obține o scenă vectorială. Chiar pot să fac asta. Așa. Această scenă este o multispectrală de la Digital Notebook. Eu aici am încercat cumva să convinc mențile să înțeleagă ceva, dar această scenă este absolut ininteligibilă. Totuși, Slick reușește să vadă. Ce m-a surprins foarte mult că reușește să vadă această cupolă, să vedeți mai târziu de ce e atât de greu de văzut. Iată cupola. Din scena originală nici mi-am dat seama că avea o legătură aceste margini. Dar probabil că în benzile infraroșu și în benzile pe care ochii umanele pot distinge, există o logică, foarte corectă. O scenă și mai dificilă, lanța. Sunt convins, poate, dacă nu ați utilizat astfel de scene, cam așa arată una. Proiectorul un pic nu e așa mai, dar oricum, chiar și pe calculator. Este foarte greu de înțeles exact ce se întâmplă. Cu excepția elementelor singuri, gen apă sau lucru. Ei, iată, Slick totuși reușește să spartă elementele. Aici Slick a luat toate tehnicile astea pe care. Se observă că reușește să dintr-o scenă luată vara, este foarte mult albă. Și se vadă albă pe suprafața vicioate. Reușește să se vadă corect digurile și anumite elemente de parcele agricole. O proprietate. Fiecare poligon de aici poartă mai multă informație. Suma de media aritmetică a pixelilor este tip de viață smart. Că sunt informațiile pe care le poate purta un poligon, dar fiindcă el a evoluat din niște pixele de acolo. O să vă explic la ce poate fi util această informație. Cea scenă lansat, în care e un QGIS, am colorat un gradient de la alb la albastru, valoarea medie. Imediat se observă că vorbim de niște parcele, vorbim de acel din. Scena se vede cu totul în altă. Nu mai sunt acele pixe care, dacă se vectorizează o scenă lansată, nu știu, de mare. Și cu siguranță o analiză, de exemplu, pentru că sunt parcele sau apa. Deci, pe suprafețe foarte mare, e posibil cu acest lucru. Aici, de exemplu, am spus în loc de media aritmetică, deviația standard.
viața standard, cum bine știți, este, să spunem așa, agitația. Câte agitați, cât variație pixelilor. Aici arată altfel. Poate că pe scena Hansa nu e cea mai bună idee analizatorul de viața standard, dar cu siguranță apa, fiind luciuată, fiind foarte puțin liniștit, se observă că este apa. De viața standard este foarte zero. Ce vreau să vă mai spun, instrumentul, să puteți să-l descărcați, să-l dați pe urmă. El va fi obiect din seminarul mine, colegului meu, Terente, din Terente. O să aveți ocazia să-l urmăriți la seminar cine participă. Și va fi public, la noi o să găsim un link, să puteți să-l descărcați, să vă jucați pe el.